Nu, deci îmi ba piciorul, frate, îmi ba piciorul, nu pot, mă edită ceva ce nu pot să vă povestesc. Recultează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod de Farming Simulator 17. Astăzi rezolvăm o mică, mare dilemă existențială, așa că vă doresc vizionare plăcută. Bun, am ajuns aici. Tu acum ești pus, cum e pus din asta? Deci vreau să cumperi semințe, realimentar, ajutor, semințe, pornit, da, pentru că pe ăsta vreau sau nu vreau. Vreau? Câte semințe mai am? Mai am 225. Ok, oprit, așa. Și fertilizator, cred că tot așa oprit până golim complet ăsta, că trebuie să începem să îl vindem la un moment dat. Gata, tati. Așa, bagă-te. Ești cu porumb, ești perfect, ești magnific. O să-ți ia forever, nu e asta o problemă. Bun, hai să intrăm repede jos de tot în nenea asta aici și să vedem cum se descurcă el. Te descurci binișor, corect? Întrebarea mea ar fi... Da, de asta mi-era frică. Fertilizează înainte să băgăm și piciorul. Oare așa o fi și la cealaltă semănătoare? Fertilizează înainte să planteze sămânța. Cum stăm cu... Oh my god! Păi ești nebun? S-au dus 13 tone? Cum e, mă, posibil să se ducă 13 tone și nici măcar n-a făcut jumătate de pomp ăsta? Îți bagi joc de mine? Ok, trebuie neapărat să... În primul rând trebuie neapărat să fac o misiune 2-3-10, că n-avem bani. Și în al doilea rând, cum? Ok, hai să stăm aici un picuț. Să vedem dacă se oprește în momentul în care nu mai are îngrășământ lichid acolo. De la porci. Și ce trebuie să facem în momentul ăla? Fucking Christ. Nu, de serios, mă așteptam să se consume la fel de încet cum se consumă și la îngrășământul solid. Dar văd că... Băi, nene, băi, în ce hal m-a făcut? 13 tone, 13... Băi, timini! E bine că ăla la altul e mai încet decât ăsta, măcar atât știm o treabă. Ai încă puțin, 200. Bă, ce pot să zic? Nu știu, se mișcă, ok, pana mea. Ajutorul ja a terminat lucrul. Da, nene, din partea cealaltă. Nu, lasă-mă că momentan... Ok, îngrășăm în lichid aici. Sunt curios ce face acum ea. Îmi consumă din rezervorul intern sau se duce și îmi consumă de la... Da, îmi consumă din rezervorul intern. Mamă, și cum se duce rezervorul intern. Băi, absurd, mă, să-mi consume halul ăsta. Elementare... Așa, și acum ar trebui să consume de la văcuțe. Da, îmi consumă de la văcuțe și pe aia o să-mi consume din ăla intern. Bun, hai să facem repede o misiune, că n-am... Bun, hai că am făcut o misiune, avem 21.000 în momentul de față. Nenea asta a terminat aici porumbul și drept urmare nu mai face absolut nimic. Realimentare, ajutor, semințe, pornit. Hai să mai și salvăm. Așa. Și cred că o să-l pun să-și continue treaba. Așa, domnule. Perfectamente. Și ar trebui el în mod automat să-și cumpere acolo niște semințe de porumb fără nicio problemă și în felul ăsta, când o să ne ducem să vindem frumusețea asta de semănătoare, nu o să plâng după semințele de alea de acolo. Din păcate, a trebuit să pun realimentare, îngrășământ lichid să cumpere, pentru că motive. Ia uite. Era pe zero. Era complet și absolut pe zero.
Nu știu, frate, deci nu mă încântă absolut deloc treaba asta, mă jur. De ce, mă, de ce-mi faci tu mie treaba asta, mă, să consumi halul ăsta? Uitați-vă și voi cum să duc banii. Bine, acum se duc banii pentru că e și nenea la pe semințe. Jesus Christ. Nu știu, puii mei. My friends, pe tine. Te luăm noi fain frumos de aici și te ducem cu tot cu plug la terenul, cât eram, 22 secunde. La terenul 23. Bun, așa, îi dăm drumul aici omului ăsteia. Asta e rapiță, parcă. Bine, mă, hai, mă, ia-o-te, frate. Încă o dată, te rog. Mersi, ești un scump. Bravo. Așa. Și... care e orzul? Orzul e în partea cealaltă, ok, ca să putem să țin minte să facem paie din el. Ok, intrăm noi fain frumos în Optum. Ne ducem să descărcăm astea. Cum să fac eu, mă, fraților? Cum să fac eu treaba asta cu... În mod normal, cum faci? Dai cu îngrășământ solid sau cu ce dai pe teren, după aia îl ari. Da? Numai faza cu aratul e că ai, trebuie să-l ari doar o dată la 3 culturi. Deci, da. După aia mai dai o dată cu îngrășământ și-l discui. Asta poți să faci de fiecare dată. Și după aia dai cu îngrășământ când însămânțezi. Nu știu, puii mei, deci mă bulversează complet și absolut. Nu știu cum ar trebui să fac. Tu aici cred că nu se supără pe noi dacă lăsăm un pic. Cred că pe linia asta ar fi ok. Cum să facem? Cum să facem? Hai să ne uităm un pic la chestii de cumpărat. Chestii de cumpărat. Deci noi avem niște cultivatoare, da? Discuri, chestii, socotele, tăcă, tăcă. 3 metri, 3 metri, 5 metri. Și asta de 5 metri, nu, doar de discuit, știe. 14 metri jumate, 12 metri, pe asta l-am avut și l-am vândut. 10 metri. E vreun disc care să știe să și dea cu îngrășământ... Uite ăsta de 6 metri și tot așa cu îngrășământ lichid. Buba e că mă gândesc că tot așa îmi face. Mai întâi îmi discuie și după aia îmi dă cu îngrășământ. Nu îmi dă cu îngrășământ înainte să discuie. Da, uite că discurile pe poza asta sunt înainte de orice. Cam ești picior. Păi și cum pot eu, mă, nene, să am o semănătoare care să îmi planteze și după aia să-mi dea cu îngrășământ? Deci asta îmi dă cu îngrășământ. Asta nu îmi dă deloc cu îngrășământ. Eu folosesc pe asta în combinație cu cealaltă. Vai, ce ciudă mi-e ochii de chestia aia cu îngrășământ lichid. Nu aveți idee de ciudă mi-e de chestia cu îngrășământ lichid. Păi asta e așa. Stai așa! Băi, îți bagi de viața mea? Deci eu mă jur că am, nu văzusem schimbare de culoare la chestia cu fertilizator. Dude! Nu, what the fuck, nu! Stai un pic. Tu aici ai 600 de fertilizator solid. Consumă din fertilizatorul solid. Numai că consumă foarte, foarte greu. Deci merge până la urmă. Până la urmă merge, numai că stăteam eu ca tâmpitul și nu... Aveam impresia că nu consumă de aici deloc. Și mă uitasem și pe hartă și nu mi-arăta. Bă, nene, deci ne-am scos dacă merge. Singura problemă din noi este cu faptul că mănâncă foarte mult cu ăla lichid, bă, camion și ceva. Ne-am scos dacă merge treaba așa.
vai de capul meu. I am so happy dacă merge așa. Și după aia ultima asta de fertilizare o fac cu sapa de buruien sau cum Dumnezeului se cheamă, care nu mă costă absolut nimic. Bă, nene, stai așa că merge treaba aici. Ce fac eu? Fă click pe ăsta, te rog. Gata, și-a terminat și nenea asta aici? Bravo, domnule. Bun, dragilor, în momentul de față, fă-te drept. Suntem aici pe ultima 100 de metri cu aratul parcelei 23. Eu am... Am reușit să iau cu combina absolut tot. În momentul de față suntem liberi din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem dacă se poate aici pe ultima. Așa, my friend. Bravo. În sfârșit, domnule, mamă că m-am chinuit. Boi, puteam oare cumva să șterg prostia asta de căbănuță, mă, cumva, mă. E un bec pe undeva, aici trebuie să aprind un bec. Bă, ce bine mi-ar prinde să pot să șterg prostia asta de căbănuță. Oare ai putea să șterg căbănuța după ce... Ia, fiți atenți. Nu, cum fac, mă, să văd? Nu. Vreau să văd garajul. Așa, nu? Și aici pot să văd placeables, ok, deci le pot vedea pe astea, dar... Căbănuța aia, ceva, nimic? Oare dacă îl cumpăr complet pe nena asta, adică să-i cumpăr și terenul ăsta? Deci terenul ăsta nu-mi place absolut deloc. Oș putea oare să șterg cabana asta tâmpită de aici, că mă irită, deci nu pot să vă povestesc cât de mult poate să mă irite. E pusă în mijlocul câmpului, în pana aia. Ok, avem o dilemă existențială. Again, multe dileme existențiale, nu știu ce e cu mine. Eu propun în felul următor. Propun, până mai facem noi rost de foarte, foarte mult fertilizator lichid, da, adică, nu știu, să avem 150 de porci, 150 de vaci, păi mei, nu știu, abar n-am. Până în momentul ăla, când avem o sursă ca lumea, sănătoasă, de fertilizator lichid, hai să ne ducem să cumpărăm, nu aia mare de fertilizator lichid, știți că avem noi o... Aveam la un moment dat și am vândut-o, da? Aveam noi o... Ești aici, perfect. Cum se cheamă, mai omule, că nu vine acum? Un distribuitor dintre ăsta, l-aveam pe ăsta de 28.000, da? Care ăsta are 24 de metri. Hai să luăm pe ăsta micu, de 12 metri. Pui mei. Așa, și să-l folosim pe ăsta până în momentul în care reușim să avem calumea. Stai să îl mai reparăm și noi pe ăsta. Până în momentul în care reușim să avem o sursă sustenabilă de fertilizator lichid. Peste 100 de... Nu știu exact ce înseamnă sursă sustenabilă de... Stai puțin, că aici eu trebuie să cumpăr un palet de fertilizator, este, ca să-mi arate acolo. Fertilizator solid... Câte tone avea ăla? Că am uitat. Parcă 700 de litri, nu? Eu așa mă caminte. Deci foarte, foarte puțin. Unde mă uit, mă, că m-am prostit. M-am prostit pentru că mă enervez. Da, 700 de așa pe când ăsta are 4 tone. Deci nici nu o să putem umple dintr-o paletă întreg super. Da. Și era. Așa, și reumple de rău frumos de aici câte un pic. Da, eram sigură? Sau nu, nu știu. Poii mei. Am impresia că curge din ăla în momentul când îmi umplu aici chestia și de asta ziceam că eram sigur. Bun. Deci o să mergem cu frumusețea asta, că momentan n-am cum. Hai mă, putem așa. Și o să fertilizăm și păstrăm... Nu e Valtra, cum se cheamă, măi, că nu vine acum. Păstrăm discul pe care îl avem pe fertilizator solid, pe fertilizator lichid de la porci.
și o să îl folosim pe ăla. Folosesc eu, cred că, hai să zicem, bălegar lichid și bălegar solid și fertilizator lichid și solid, ca să diferențiem, că am tendința să le bag în aceeași oală și după aia vă dau și pe voi peste cap cu ideile mele tâmpite. M-am uitat aici să-l cumpăr pe nenea asta. Bani, mă rog, putem să facem câteva misiuni și putem să-l cumpărăm, dar e, terenul e foarte, foarte dubios. Deci porțiunea asta mare, ne uităm și pe hartă, da? Porțiunea asta mare este acceptabilă, este ok. Dar porțiunea aia de acolo, cancer, cancer. Deci, nu, absolut deloc, nu. Bun, pe tine, my friend, te mutăm un pic mai așa. Hai să dăm un pic cu spatele. Să dăm un pic cu fața. De fapt, nu, stai că vreau să te pornesc din partea cealaltă, că de acolo. Așa. Să știu un lucru, să știu o treabă, că mi te descurci aici. Așa, ești ok aici? Control Enter. Un pic mai la dreapta. Hai să te încadrăm perfect aici. Pe aia te băgăm cu anga, cu lucrător. Dar trebuie să te setăm aici. Fertilizator, hai, da, hai realimentare inițial să fie oprită. Până te mai liniștești tu aici. Știe, mă, să se oprească unde trebuie. Hai să vedem. Păcătos rău de tot unghiul ăsta dubios aici. Ar fi foarte șmecher dacă după aia când ar da cu spatele se aduce până în spate de tot. Că uite, el acum are o zonă în care dă cu spatele. Mărlanu. Hai să te oprim un pic. Hai să te mai încadrăm o dată. Încadrează iurea, dar mă rog. Ești pe... Da, are GPS-ul pornit. Ok. Dacă nu fac acum, după aia uitați și voi ce porțiune rămâne nefertilizată. Bravo, ok. Da, și măcar în felul ăsta, puii mei, la început de tot, deci la un moment dat tot o să renunțăm. Îmi consumă și acum, deși pe aici este zona, dar îmi consumă indiferent. Ok. Până își face nenea la acolo treaba, hai să mergem aici să vedem ce rezolvăm cu fânul ăsta. Eu ăla de paie l-aș păstra. Dar ia, hai să ne uităm un picuț aici. Deci dacă te pun eu pe tine așa și apăs B. Ok, ești bine în poziția asta. Hai să-l pornim pe nenea asta. Și să luăm paiele astea. Deci paiele în momentul de față cred că putem să le vindem. O să mă duc cu ele, mă rog, vedem cum facem pe la porci, pe la vite, etc, etc. Știi ce? Cred că ar fi mai bine înainte să le transformăm pe toate în baloturi. Să mai cumpărăm niște vite, să vedem cu porcii cum stăm. Și să le umplem zona de paie, ca să știu o treabă. Cred că ar fi și asta o idee, hai să mă uit. Pauză publicitară, pauză publicitară, că mă iau cu așa cu gândurile, vreau să fac foarte, foarte multe și uit de capul meu. Dă înapoi un picuț de tot, te rog. Am văzut foarte tare când dau înapoi cu mârlanul ăsta, face un zgomot electric. Băi, sigur că așa? Ok, hai să te împingem un picuț mai aici ca să prindem și colțul ăsta. Bravo, 2 secunde să-i spun eu, asta e alimentare, ajutor, îngrășământ, nu știu ce, oprit. Așa, bun. Nu, no, eu acum. Pac, pac. Nu, stai, că trebuie să-l pun cu puii mei. Așa. Bun, perfect. Și momentan nu mă interesează să de fertilizatorul ăsta. Nu mai mă interesează de nimic pe lumea asta. Așa, dar... Vreau foarte tare să am zona asta discuită, da? Și o să venim cu discul, cu semănătoarea, pardon.
Da, începe din momentul în care atinge pământul, puii mei. O să venim cu semănătoarea și o să... deci avem deja îngrășământul că am dat imediat după arat, odată. O să venim cu semănă... De ce e acolo o porțiune liberă? What the fuck happened, dude? După aia... Bravo. După ce dăm și cu semănătoarea, lăsăm să crească un pic și dăm cu ăla de plivit, cu mașina de plivit și ne-am scos. Ok, chiar nu înțeleg aici ce s-a întâmplat. Aici e porțiune complet și absolut lipsă gaură, puii mei. Venim după aia la sfârșit. Ok, după ce terminăm ăsta, vreau neapărat să mergem și să vedem ce facem cu porumbul. Pentru că avem un preț super, super bun la porumb în momentul de față. Avem 20 de tone. Uite, what? Dude, what the fuck? Ok, acum vrei. What the hell? Nu, deci îmi ba piciorul, frate, îmi ba piciorul. Nu, nu, nu pot, nu pot. Mă irită ceva ce nu pot să vă povestesc. Pui mei, ce-o fi mă atât de greu? Deci pur și simplu lucrătorul automat nu știe să discuie dacă nu are fertilizator în prostia asta. Dăm putere, dăm putere, dăm putere. Stai așa că nu... Dă-te mai în față un pic. Așa. Și tu mai în față un pic iarăși. Ok. Zim acum că totul este ok. Vreau totul să fie reparat ca să iau un preț cât mai bun. Să sperăm, nu știu, puii mei. Hai să vedem. 10.000 versus... Stai așa, nu, stai așa. Mamă, deci m-am enervat, mi-a făcut sânge rău aici, nebun. 10.000 versus 12.000. Presupun că e ok, nu? Hai, vinde. 11.000, de fapt. Așa, bun. Următoarea. 223. Măi, sigur? Sigur nu mai am ce să repar la tine. Ok, nu știu. Pui-mi. 223 versus... Unde ești că ești la sfârșit de tot? 249. Merge. Vinde! Bun. Și 48, 45, nu știu ce vrăjeli versus 48.000 versus 50. Da, merge, presupun. Pe aici nu pot să ajung să văd dacă merge reparat, nu? Nu. Vinde tot că nu mai suport, nu mai suport. Mersi, ești un scump. Bun. Hai să cumpăr în palma mea un disc ca la proști. Deci nu pot să cred un disc, un cultivator. Vai, ce nervi mi-a făcut. Ce nervi mi-a făcut. 5 metri, 3 metri, 3 metri. Îl luăm tot pe ăla. 14, 12. 350, 300... Mi se pare că ăsta e mai e mai ușor de tras cumva, nu mai știu exact. Nu, asta voiam, să fie și ușor de tras după noi, să nu stăm ca tăpiții după el, da. Deci tot până la urmă tot pe ăsta. Va. N-am nimic niciun așa, cumpărăm. Mersi. Și du-te acum înapoi, te rog frumos aici. Iam optumul. Hai să vindem optumul. Deci optumul are, din câte mi-am aminte, 300... 219 șmecher. 313 cai putere. Eu așa mi-am aminte că am cumpărat optumul ăla. Hai să verificăm. Cine îl vede primul? Nu, Puma. Optumul.
Optumul l-am cumpărat cu 313 cai putere, da? Și noi am zis că, domne, șmecher ar fi un Fendt 900 Vario. Varianta de... Stai așa aici, că mi-am lăsat. nici mai știu. Varianta maximă de 390 de cai putere. Zic bine? Mai șmecher decât ăla ar fi Challenger-ul. Challenger-ul de 646 de cai putere, dar ăla e super, super scump. Deci o să luăm pe ăsta maxim de 390 de cai putere, da? Și ăsta practic o să ne coste 1,051 euro pe cal putere. E prostie de genul ăsta. Și la roată mă interesează greutăți, nu? Greutăți roată neurlate sau roți duble. Nu vreau greutăți, vreau greutăți roată ca să n-am probleme cu trasul după mine. Culoare, puii mei. Wow, ești nebun, mă costă 2000 în plus ca să-l fac. Du-te în pana mea. Hai mă, ia, hai, puii mei, ia-l. Măcar să nu aibă aceeași culoare ca celălalt Fendt al nostru. Mă, să știi că parcă îmi place mai mult verdele astea. Sau măcar, nu știu dacă neapărat îmi place mai mult, dar e o schimbare. Măcar atâta. Ia să, hai să-l dăm într-o parte un pic. Să mă uit și eu la el. De unde e mă soarele, că nu realizez. De unde pică soarele pe tine, my friend? Cumva din, așa, din unghiul ăsta pică. Ia mă. Frumoșel. Not bad. Chiar foarte frumoșel. Mai vreau să mai iau ceva de aici? Mamă, deci m-am enervat, nu aveți idee cât de mult m-a... Calm. Calmeste. Hai să ne uităm și în cabină. Interesant. Măi, noi putem să interacționăm cu chestii pe aici prin cabină? Da, dacă țin control, apăsat ceva, shift, apăsat ceva. Nu cred că putem să interacționăm cu absolut nimic de pe aici, din cabină. Bun, deci pe ăsta mergem și îl punem la discuit. Nu pot să cred că ne-am întors tot la discul ăsta. Pana mea. Ce trebuie să facem? Aștept să se umple alea de fertilizator lichid. În momentul în care se umple alea de fertilizator lichid, o să vedem ce facem, în primul rând. O altă problemă. Dacă vă vine să credeți. Prostia aia de disc alipită la respectivul rezervor. Ați văzut că lăsa o parte, lăsa chestii neașa. Din cauza denivelorilor în teren, nu se mulează după teren. E cumva datorită faptului că e lipit atât de mult de rezervor, nu se avea tendința să se ridice de pe pământ. În momentul în care rezervorul, în momentul în care dădeam peste un hârtop ceva. Deci, what? Am rămas ce? Băi, sigur că e așa. Bine, hai să eliberăm aici offset-ul și să dăm mai la stânga un pic. Așa, prinde și din ăla, te rog, un pic. Mamă, deci mi-am făcut nervi, frate, mi-am făcut nervi, ești nebun. Nu pot să cred. Ok, și mătăluț, acum ar trebui să mergi fără absolut nicio problemă, da? Zic bine? Bravo. Bun, hai să intrăm în... nu în 900, măi, în ăsta. Ok, pe tine... Hai să duc eu repede. Să mă duc să iau și restul de fertilizator. Și după aia să mergem să vedem ce facem cu porumbul ăla. Stai așa, că mi-am adus aminte de treabă. Stai așa, că mai voiam să mai cumpăr ceva. Deci avem pe astea antrenuleț. 8 tone jumate. Am nevoie de una mai mare pentru porumb. Așa că o să cumpărăm pe asta. My friend, neurlate, standard. Contează? Nu, păi mai cumpăr. Da. Așa. Păcat că nu mă lasă să-i pun în altă culoare. Ar fi fost interesant să mă lase cu altă culoare. Poate o găsesc un mod. Uite că la asta nu m-am uitat, ia mă. Ia mă, stai așa că poate, deci FarmTech TDK nu știu ce, da? Am vreun mod cu FarmTech TDK nu știu ce vrăjeli? Nu, eu nu vă să aibă. Asta are deja foarte prea mult, 21 de tone, n-am nevoie. Ok.
Gata, șef. Așa, deci ce, cum facem? Umplem asta de porumb. Care am zis că are mai multe tone față de... Cât am zis că are? Am uitat de la mână până la nas. 15 tone. Deci umplem pe asta de 15 tone cu porumb ca să o avem. O băgăm în trenuleț. Așa. Aia de 8 tone care e acolo, 8 tone jumătate, o scoatem și o vindem, că n-avem ce să facem cu ea în momentul de față. Așa. Și mai avem ceva de făcut. Și după aia ne ocupăm de paie.